seara și bine v-am găsit! Sunt Raluca Săcuianu și vă invit să urmăriți știrile din agricultură. Pământul este fertil, oamenii sunt harnici, dar lipsește apa. Sistemul de irigație este o necesitate în Brastavățu. Vă dăm detalii în jurnal. Căldura din ultimele zile ar putea afecta culturile agricole. Aflați amănunte în ediția de astăzi. Unul dintre locuitorii din Brastavățu, Olt, a înființat o cultură de lavandă pe teritoriul comunei. Revenim cu detalii. Prețurile mici și ambalajele care încântă privirea fac ca agricultorul să cumpere sămânța din locuri neamenajate, iar aceasta să fie de cele mai multe ori contrafăcută. Cum poate fi prevenit acest fenomen, aflați în ediția de astăzi. Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice au emis astăzi un ordin prin care se adaugă un nou articol la Legea Piețelor. Astfel, potrivit articolului 51, producătorii agricoli organizați în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului, numărul 44 din 2008, privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, care comercializează doar producția obținută în propria fermă, care dețin cod de înregistrare fiscală cu activitate principală, cultivare sau producție, pot ocupa spații de vânzare care sunt rezervate în exclusivitate producătorilor agricoli, persoane fizice, deținătoare a unui atestat de producător și a unui carnet de comercializare, în limita procentului de minim 40% din totalul spațiilor de vânzare existente. Altfel spus, și fermierii care au accesat fonduri europene sunt considerați tot producătorii agricoli și au aceleași drepturi în piețe ca și aceștia. Oamenii liniștiți, gospodari și primitori. Vorbim despre locuitorii din comuna olteană Brastavățu. Aici oamenii trăiesc din roatele pământului și muncesc de dimineața până seara pentru a le obține. Agricultura este principala activitate în comuna Brastavățu, una dintre cele mai mari localități din județul Olt. Oameni deschiși la minte, locuitorii de aici nu se ocupă numai cu creșterea animalelor și cultivarea cerealelor. Ei sunt receptivi la nou, iar suprafețele cultivate cu plante medicinale au început să crească. Ultimii ani am înțeles și chiar am văzut cu ochii mei că s-au pus un mare accent și pe plantele medicinale, care sunt, s-au observat că sunt bine valorificate atât în țară cât și peste hotare. În ceea ce privește legumicultura, primarul recunoaște că Brastavățu nu se poate compara cu celelalte localități din zonă unde există o tradiție, dar spune că și oamenii de aici au început să se dezvolte prin diferite proiecte pe fonduri structurale. Culturi protejate sau culturi în câmp? Culturi protejate. Culturile în câmp sunt o suprafețe mai mici. Cea mai mare problemă a agricultorilor din comună este, de departe, sistemul de irigații. În lipsa apei, oamenii muncesc în zadar. Păcat că avem acest pământ foarte, foarte bogat și foarte fertil, dar nu avem picătura de apă, cea care dă viață la plante. Oamenii își pun însă speranța în banii europeni. Ei au înființat o asociație intracomunitară și fac demersuri pentru a obține fonduri cu care să înființeze un sistem de irigații. Căldura din ultimele zile ar putea afecta și culturile agricole. Mai bine de jumătate din teritoriul țării noastre se confruntă cu seceta. Aflăm de pe pagina de agricultură. Cele mai afectate regiuni sunt Oltenia și Moldova, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Aici rezervele de apă din sol sunt aproape de nivelul de criză. Culturile care au de suferit de pe urma lipsei de apă sunt grâul, porumbul, chiar și rapița. Conținutul de apă pe profilul de sol 0,100 de centimetri în cultura grâului de toamnă va prezenta valori scăzute și deosebit de scăzute în Moldova și în estul Olteniei. În cultura de porumb, conținutul de umiditate pe adâncimea de sol 0,50 de centimetri va înregistra valori scăzute și deosebit de scăzute, seceta pedologică având diferite grade de intensitate în Moldova și în sud-estul Olteniei, potrivit ANM. Din cauza că este mai cald decât în mod obișnuit, ritmurile vegetative la culturile de câmp și la pomii viticole vor fi mai intense, în special pe terenurile cu o bună aprovizionare cu apă a solului. Când nimeni din comună nu auzise de cultura de lavandă, unul dintre locuitorii din Brastavățu, Olt, a avut curajul să înființeze o cultură de plante medicinale. Încă din primul an, producția de flori a fost mare, iar exemplul lui Costel Culcescu a fost urmat și de alții localnici.
Cultura de lavandă a apărut în comuna Brastavățu în toamna lui 2013 și se întinde pe mai mult de 2 hectare. Răsadurile au fost cumpărate din Bulgaria, iar producția a fost mai mare încă din primul an. În mai puțin de o săptămână va da prima recoltă din acest an. Chiar peste o săptămână ne obligă, e timpul să o trecem la recoltat. Anul trecut a fost prima dată când ați recoltat. Cum s-a întâmplat? În primul an a avut o producție bună de flori, am recoltat anul trecut de 2 ori. A treia oară a fost mai puțin, prin septembrie, nici n-am mai recoltat. Florile recoltate au fost puse la uscat, iar apoi au fost comercializate. Speranțele pentru acest an sunt însă mai mari. Anul ăsta dorim să trecem la procesul de distilare și să obținem uleiul de lavandă așa cum sau pentru care ea a fost pusă. Costel Culcescu spune că levănțica nu este o plantă pretențioasă și rezistă bine atât la secetă cât și la ger. Levănțica este o plantă perenă, iar o astfel de cultură poate rezista și 20 de ani. Cu doar câteva zile înainte de finalizarea campaniei de depunere a cererilor de plată la APIA, doar 40% dintre fermieri s-au prezentat la ghișeele instituției. Cu toate acestea, directorul APIA Dolj susține că până pe 15 iunie, 75% dintre fermieri își vor depune cererile. Vă invităm să urmăriți prima parte a interviului pe care ni l-a acordat Cătălin Rășculete, directorul APIA Dolj. Urmează interviul zilei. Domnul Roșculete, sunteți directorul APIA Dolj, iar în această perioadă este efervescență, să zicem, în instituția pe care o conduceți. Se depun cererile de plată, pe 15 iunie expiră termenul. Vă rog să ne spuneți câți fermieri s-au prezentat la ghișeele instituției și câți mai trebuie să vină. Deci, la ora aceasta au venit aproximativ 29.000 de fermieri, ceea ce înseamnă peste 40%. Însă, de câteva zile, mai bine spus de 2 zile, avem o frecvență foarte mare, undeva în jur de 1500 de fermieri pe zi, deci estimăm că undeva în data de 15 să depășim termenul pe care ne-am propus, nu termenul, nivelul pe care ne-l-am propus de 75%. Asta înseamnă că aproape toți fermierii care sunt eligibili își vor depune cererea în termen clar. Adică fără penalizări. După data de 15 iunie, așa cum spunea și dumneavoastră, o să mai fie o perioadă de 25 de zile de primirea cererilor cu penalizări de 1% pe zi. Adică acei fermieri care nu au putut să-și depună în timp util, din vari motive. Motivul principal la ora aceasta e că nu li se eliberează documentele de către primării. Dar între timp primăriile s-au cam pus și ele la punct cu registrul agricol și cu eliberarea adeverințelor, au văzut care e legislația și și-au învățat-o cei drept mai greuți, însă noi credem că vom termina în timp rezonabil absolut toți fermierii. Domn director, am vorbit și la Olt, acolo lucrurile stăteau acum o săptămână, cam 80% dintre fermieri deja depuseseră cererile. Mă întreb, la noi, abia 75% ar ajunge, după cum spuneți dumneavoastră, pe 15 iunie. De ce oare există aceste diferențe? Eu aș vrea să vă spun două situații. Dacă vreți să vă spun din punct de vedere al raportului programări și depuneri, eu vă spun că stau la 87%. Dacă vreți să vă spun al fermierilor care trebuie să depună, adică al fermierilor finali, vă spun că voi avea 75%. Înțelegeți? La Olt fac o referire la cei programați. Și noi, la cei programați, avem o medie undeva la 87%, ceea ce e mult mai mult decât la Olt. Diferența între noi și Oltul e una foarte mare. De ce? La Olt, finalul sau raportarea se face la vreo 28-30.000 de fermieri, iar la Dolj la 47.000 de fermieri. Deci diferențele sunt foarte mari vis-a-vis de cele două județe. De asta vă spun că nu trebuie să ne comparăm cu niciun județ. Noi suntem cel mai mare județ ca suprafață din toată țara. Exista ieri un fermier care îmi spunea că a venit la APIA să își depună cererea, era foarte aglomerat și în sfârșit a venit rândul lui, dar când a ajuns în fața calculatorului s-a blocat aplicația, s-a întâmplat ceva. Sunt frecvente genul acesta de situații, cum se gestionează ele atunci când se întâmplă? Deci eu aș dori să vedem, cum să vă spun, și latura bună de la depunerea cererilor. De ce?
fermierii nu și-au respectat sub nicio formă programarea. Deci gândiți-vă că mai avem 6 zile și se termină termenul limită de depunere. Iar discutăm de cei 60% rămași. Gândiți-vă, oamenii ăștia au fost programați până acum. Niciun consilier, niciun angajat APIA nu pleacă acasă până nu se termină ultimul fermier venit să-și depună cererea la APIA. Indiferent de centru unde se află, vis-a-vis de ce a spus dumneavoastră de blocarea sistemului, există într-adevăr sincope, cele mai mari au durat o oră. Dar de obicei în câteva minute, chiar 10-15 minute, se deblochează. Asta nu e niciun fel de problemă. Fermierul nici nu vede despre ce e vorba. De ce? Pentru că dumnealui trebuie să-și aranjeze actele, trebuie să-i fie chestionate, verificate și abia după aceea băgată cererea în sistem. În medie, cam cât durează să depui o cerere? De exemplu, eu, ca fermier, vin la noastră, cam cât timp mi-a până depun cererea și plec pe ușa instituției? Cât timp pierdeți noastră cu mine? Dacă sunteți un fermier mic și nu aveți decât o singură parcelă, nu aveți animale, nu aveți altceva, plecați în maxim 20 de minute. Dacă sunteți un fermier mic, care aveți 5 hectare, să zic, și împărțit în 7-8 parcele, aveți și animale, gândiți-vă, fiecare dintre aceste parcele trebuie băgate în aplicație ca fiind individuală. O să ajungeți undeva și la o oră, o oră și ceva. Pentru fiecare fermier. Gândiți-vă că fizic nu se pot băga mai mult de 35-40 de fermieri pe zi de către fiecare angajat APIA. Suntem 120 de angajați APIA care lucrăm cu aceste cereri înmulțit și vedeți cam cât am putea să facem maxim pe zi. O să-mi ziceți, da, putem să facem 5.000. Nu, nu e posibil. Mai mult de 1.800-2.000 nu putem să facem pe zi. Într-adevăr, să știți că pe lângă cei care au spus că se pierde timp, au fost și persoane care au spus că APIA lucrează la capacitate maximă, că s-a lucrat și în weekenduri și că din punctul lor de vedere eforturile sunt maxime. Deci au fost și persoane care au recunoscut că într-adevăr se lucrează foarte mult în această perioadă. Aia sunt agricultorii adevărați, ceilalți sunt cârcotașii, care vedeți dumneavoastră, la noi din păcate sunt foarte mulți. Și a fost o problemă foarte mare, așa cum v-am spus și la începutul intervenției, cu documentele de la primării. Primăriile au tot așteptat că se mai întâmplă ceva, se mai modifică ordinul. Într-adevăr s-a mai modificat ordinul, a venit în favoarea fermierului, dar niciodată nu se va simplifica la modul că se va renunța la copia după registru agricol, la adeverințele pe care se le elibereze dumnealor și la parafarea și ștampilarea și semnarea acelor tabele. Deci astea sunt singurele documente care trebuie să fie emise și semnate de către primării. Dumnealor nu le-au dat drumul la acestea până nu s-au convins dumnealor că n-au încotro, iar de o săptămână de zile mergem în plin pentru că și-au dat seama că fără asta fermierii nu o să poată să depună și atunci nu mai e APIA de vină, că tot timpul APIA e de vină. Nu. Fermierii au văzut clar, la APIA se lucrează în plin. Acele aplicații despre care vorbiți dumneavoastră că se blochează, nu s-au blocat și nu se vor bloca pentru că s-a schimbat PNDR-ul automat, s-a schimbat și aplicația, nu mai e ce era odată. Deci totul funcționează la capacitate maximă. Cea de-a doua parte a acestui interviu o puteți vedea mâine la știrile din agricultură. Prețuri mici, ambalaje care încântă privirea, târguri în apropierea localităților, toate fac ca agricultorul să cumpere sămânță din locuri neamenajate, iar aceasta să fie de cele mai multe ori contrafăcută. Pe lângă banii aruncați pe o sămânță care nu va da randamentul scontat, culturile agricole și mediul vor fi puse într-un mare pericol în cazul în care fermierii cad în plasa falsificatorilor. Acesta este motivul pentru care Alianța Industriei Semințelor din România a început lupta cu autorii de falsuri, aflăm din Gazeta de Agricultură. Fiecare cameră agricolă a primit postere pentru afișaj la primăriile din comune, precum și pentru asociațiile agricole din județe. La toate cele 41 de județe au fost transmise postere și pliante pentru fermieri prin APIA, direcțiile agricole și AFEIRE. Membrii Alianței Industriei Semințelor din România, companie producătoare de semințe cu genetică de înaltă performanță, s-au confruntat de-a lungul timpului cu unele cazuri de contrafacere. Falsificatorii au păcălit fermierii cu saci aproape identici cu cei ori
originali, motiv pentru care a fost sesizat în numeroase rânduri Inspectoratul General al Poliției Române. Fermierii trebuie să fie informați că sacii falși de hârtie care sunt contrafăcuți sunt foarte asemănători cu cei originali și sunt foarte greu de deosebit, dar se rup mai ușor. Eticheta falsă se rupe foarte ușor, numărul de lot este greșit, la fel ca și numărul de identificare a hibridului. În sac se observă faptul că semințele contrafăcute sunt neuniforme, conțin spărturi și semințe din alte specii, ceea ce la sacii cu semințe certificate nu se poate întâmpla. În cazul în care fermierul are dubii asupra semințelor cumpărate, poate suna la compania care apare ca furnizoare pe sac și poate întreba și confrunta elementele originale, numărul de ordine, numărul de lot. Sacii originali sunt sigilați și etichetați, având și elemente de siguranță. În România se cultivă aproape 1 milion de hectare cu sămânțe din hambar sau contrafăcută. Acest fapt aduce prejudicii majore, nu numai industriei de semințe din România, dar mai ales bugetului țării. Presa de balotat sau balotiera ar trebui să fie nelipsită din gospodăria fermierilor care cultivă, pe lângă plante de cultură mare, și plante furajere, precum lucerna. Achiziționarea unui astfel de utilaj este rentabilă dacă suprafața ocupată cu plante furajere depășește 5 hectare. Sub această suprafață este recomandată închirierea ei, spun specialiștii de la Agrointeligența. Un fermier din localitatea Șopârlița, județul Olt, care cultivă în jur de 50 de hectare cu lucernă, a spus pentru Agrointeligența că a investit aproape 3.000 de euro într-o balotieră second hand. Acesta susține că achiziționarea unui astfel de utilaj este rentabilă dacă suprafața ocupată cu plante furajere depășește 5 hectare, iar calculul pe care îl face este simplu. De pe un hectar de lucernă se poate obține, în medie, o producție de 600 de baloți, pe care îi poate vinde la un preț de 2 euro. După primul an de la înființarea culturii, veți avea un profit mediu pe hectar de 1.000 de euro. Așadar, la minim 5 hectare cultivate cu lucernă, se obține un profit anual de 5.000 de euro, ceea ce înseamnă că recuperarea investiției se poate face încă din primul an de cultură. Luând în considerare faptul că o cultură de lucernă rezistă până la 6-7 ani, fără a necesita lucrări suplimentare, investiția într-un astfel de echipament este foarte rentabilă. În minutele următoare vă invităm să urmăriți prognoza agrometeorologică. Sub aspect termic, intervalul se va caracteriza printr-o vreme mai caldă decât în mod obișnuit la nivelul întregii țări. Conținutul de apă în cultura de porumb și a grâului de toamnă va prezenta valori scăzute și deosebit de scăzute în estul Olteniei. Starea de vegetație se va menține bună și medie în semănăturile înființate în perioada optimă, respectiv medie și slabă pe arealele agricole afectate de fenomenul de secetă pedologică. În general, condițiile agrometeorologice vor fi favorabile lucrărilor de fertilizare, precum și aplicării tratamentelor fitosanitare. Se recomandă combaterea buruienilor la culturile prășitoare, precum și aplicarea irigațiilor pe suprafețele cu deficite ridicate de umiditate în sol. Știrile agricole se încheie aici, urmează știrile regionale.